Bine v-am regăsit la Super Pariuri de aici, din Superbet Premium Store. Mergem mai departe cu aceste meciuri ale echipelor naționale. Am ajuns pe ultima turnantă, am ajuns în zona partidelor decisive pentru calificare sau, după caz, pentru un loc de baraj pentru Mondialul de anul viitor din Qatar, care va fi cam pe vremea asta, așa. Anul viitor, pe vremea asta, o să ne pregătim pentru campionatul mondial. Nu ni s-a mai întâmplat până acum, dar e loc tot timpul pentru premiere. Vorbim astăzi despre campioana europeană, despre Italia, care este înaintea unui meci decisiv pe teren propriu. Italia-Elveția se joacă la Roma, pe Olimpico, cu casa închisă. Toate biletele puse în vânzare, aproape 60.000, 50 și ceva de mii de bilete s-au vândut. Va fi o atmosferă foarte frumoasă. Italienii sunt dornici să-i vadă pe eroii lor de la europeanul din această vară. Cert este că Italia a ajuns înaintea ultimelor două partide fără să aibă calificarea în buzunar, așa cum o au alte echipe naționale, dar asta e situația. Pe italienii cam știm. Ei în principiu nu-și bat foarte tare capul pe la turneele, pe la preliminarii. Au avut accidentul ăla atunci când au ratat prezența la Mondialul din Suedia, Mondialul din Rusia, la meciul ăla cu Suedia, dar în principiu, în general, ei se califică. Vedem cum arată și cotele, iarăși este, vorbim de o echipă clar, clar de tot favorită, și anume Italia. Și anticipând puțin spre pariul ăla, spre cota aia de acolo din stânga, o să ne ducem și noi pentru prima idee de pariu. Hai să vedem și cum arată clasamentul înaintea acestui meci dintre Italia și Elveția. Îi vedem pe italieni care sunt primii. Practic, după cum vedeți aici, lupta se dă între ele. Nu mai există Bulgaria, Irlanda de Nord, Lituania, doar sunt în situația de a fi arbitru. Ceea ce vedeți aici e important. Clasamentul e acesta, dar Italia nu are un avantaj colosal din punct de vedere al golaverajului. Atenție, golaverajul este criteriul de departajare în momentul ăsta. Așadar, ideea că italienilor le convine și un rezultat de egalitate e cum e, pentru că în ultima etapă Italia merge în Irlanda de Nord, iar în Irlanda de Nord se dau, în aceste preliminarii cel puțin, s-au dat foarte greu goluri, practic n-a marcat nimeni în Irlanda de Nord, în vreme ce Elveția întâlnește pe teren propriu Bulgaria. Și aici poate fi rost o Bulgaria care se duce fără nicio șansă. Aici poate fi rost de goluri și de golaveraj pentru Elveția. De aceea, eu cred că Italia va forța victoria. Nu va merge pe ideea lor. Munci egalul, 0-0, scorul perfect, filozofia lor dintotdeauna. Va forța victoria, fiindcă va trebui să fie sigură de calificare înaintea ultimei etape. Așa că ne ducem și noi cu prima idee fix spre asta, spre rezultatul final. Elveția are și ea multe probleme, dincolo de faptul că a schimbat antrenor, a schimbat selecționerul, care iată că n-a fost o idee neapărat fericită nici pentru unii, nici pentru ceilalți, că vedem ce se întâmplă lui Petkovic în Franța, în campionatul Franței, dar vine Elveția cu suficient de multe probleme, în primul rând pe zona ofensivă. Lipsesc Embolo, Seferovic, plus pe lipsește și Elvedi în zona defensivă. Nu e neapărat o situație foarte fericită pentru elvețieni înaintea unui meci decisiv pe terenul campioanei europene. Ceea ce vedem sunt meciurile, ultimele 20 de meciuri jucate acasă de Italia, 16 victorii, 3 egaluri și vedem acea înfrângere, poate vă aduceți aminte că a fost de curând acel eșec în meciul cu Spania din semifinala Ligii Națiunilor. Ok, din punctul ăsta de vedere, statistica este clar, este limpede și nu are toate elementele pe care vi le-am spus mai devreme. Ne duc clar cu gândul că Italia va câștiga meciul ăsta. Cota nu e rea, acest 1.65, amestecată cu alte pariuri, cu alte meciuri. Cota unui meci al campioanei europene pe teren propriu chiar nu e rău, acest 1.65.
Al doilea pariu, a doua idee pe care vă propunem, merge în zona golurilor. În zona golurilor, în sensul că de regulă ne plac pariurile cu GG, ne place ideea de GG-uri. Dar nu credem că se va întâmpla și aici, pentru că italienii, atunci când au de jucat un meci decisiv, în principiu îl cam joacă foarte, foarte serios. Ceea ce vedeți pe ecran sunt GG-uri sau no GG-uri ale Italiei și Elveției. Fiecare echipă a jucat câte 6 meciuri și fiecare a avut un singur GG. Rezultatul în tur între ele a fost 0-0. Ok, ambele au primit gol de la Bulgaria. Ok, Bulgaria pe care o știm, s-a nimerit, așa s-a întâmplat. Din punct de vedere al defensivelor, ambele au defensive foarte bune, doar Danemarca stă mai bine pe ansamblul preliminarilor. Ne ducem cu gândul că meciul ăsta nu va fi unul de GG, mai ales că Elveția, spuneam și mai devreme, are problemele sale pe zona ofensivă și Italia are probleme, dar o să vorbim imediat, însă Italia are, parcă are ceva mai multe variante. Credem noi că o idee bună ar fi acest nou GG, fără gol așadar pentru ambele echipe, pe cotă de 1.70, din nou e o cotă foarte bună. Și al treilea pariu, a treia idee pe care vrem să vă propunem, merge în zona marcatorilor. Sincer, noi ne-am dus aici atunci când pregăteam, acum câteva zile, pregăteam meciurile din acest weekend, ne-am dus către Ciro Immobile. Și o să vedeți și de ce. Doar că Ciro Immobile nu joacă. A ieșit din lot, probleme fizice, probleme medicale, Mancini trebuie să se reorienteze. Gazeta dello Sport dă vreo 3 variante de echipă pe care le are în minte Mancini. Asta o să vedem la momentul startului. 3 variante de atac. Însă ceea ce am văzut noi, uitându-ne pe aceste 3 variante de atac, în care poate să apară Raspadori, în care poate să apară Belotti, Berardi, Lorenzo Insigne ar trebui să fie și el, implicat pe aici, poate să apară și Scamaca, sunt tot felul de lucruri, depinzând foarte mult de inspirația antrenorului, joacă el cu 9 sau cu 9 fals, însă e un singur element acolo care e comun și care pare că în momentul ăsta nu e de discutat pentru Mancini, și anume Chiesa. Chiesa e în toate formulele de atac pe care le gândesc italienii. Așa că mergem și noi pe el, pe ideea că Federico Chiesa va încerca să-și refacă într-un fel în tricoul naționalei starea de spirit, care e așa și așa. Din punct de vedere al participărilor al meciurilor sale la Juventus. Cotă 3.40, însă, pentru Federico Chiesa. Erau alți jucători cu cote ceva mai bune, Belotti, Berardi. Chiesa, într-adevăr, nu e marcator, doar că poate să fie jucătorul decisiv al acestei partide prin stilul său. Stilul lui îl poate impune pe direcția asta. Iar cota asta e într-adevăr apetisantă, 3.40, așadar, pentru gol marcat de Federico Chiesa. Iar în zona superpariurilor, din nou găsiți foarte multe variante și din nou vă puteți alege ceea ce vă doriți. Dacă vreți să vă luați după ce am spus noi mai devreme, bine, dacă vreți să încercați altceva, pentru că și asta e o idee și asta e o discuție, să încercăm la superpariuri cumva altceva decât am încercat, o altă variantă. Să dăm o alternativă decât am spus mai devreme. Noi am găsit însă așa, am găsit ceva ce ne-a tras atenția și ni s-a părut interesant. Italia câștigă fără să primească gol, ceea ce în principiu e mai mult decât posibil. Și cele mai multe goluri marcate în repriza a doua. Aici sigur că e un pic de risc, însă cota asta de 5, eu cred că merită riscul ăsta. Riscul este aici la cele mai multe goluri marcate în repriza a doua, însă în meciurile Italiei, câte meciuri ale Italiei ați văzut cu 0-0 în pauză și un gol marcat în repriza a doua? Foarte multe. Este și ăsta un meci decisiv. Ne putem duce cu gândul că acest super pariu pe care vi-l propunem
este chiar ok. Cotă 5, așadar, pentru acest super pariu al meciului dintre Italia și Elveția. Ne revedem mâine dimineață, vorbim despre un meci al Olandei. Olanda se duce în Muntenegru și Olanda poate mâine, la meciul ăsta din Muntenegru, să-și asigure, să-și ia deja, să-și cumpere deja biletele pentru Mondialul din Qatar. Pe mâine! We'll be right back.